ce viața i-a dat numeroase lecții, Laura s-a schimbat în totalitate. Problemele prin care ea și iubitul ei au trecut au maturizat-o și au transformat-o într-o femeie puternică, dar și mult mai atrăgătoare. Vestea că iubitul ei ar avea probleme grave de sănătate a făcut-o pe Laura să treacă prin momente foarte dificile, dar necazurile au schimbat-o radical, au întărit-o. Acum artista este mult mai sigură pe ea, dar și foarte îndrăzneață. Lângă un om care nu e prăpăstios, nu e, nu știu, sunt mulți oameni care dacă au o mică problemă fac din ea ceva foarte grav. E, aici era, a fost pus un diagnostic cumva mai grav, dar el este un om foarte puternic, eu sunt o femeie puternică, am trecut și eu prin ale mele și am spus, se va rezolva, facem asta, 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 până atunci ne vedem de treabă. Ne-am cufundat în muncă, nu am simțit că avem vreo problemă, am ajuns frumos în Turcia, totul este perfect, diagnosticul a fost greșit, ne putem vedea mai departe de viață fără să mai avem acest stres și acum suntem mai energici puțin, pentru că ni s-a luat o piatră de pe suflet. Cineva din România ne-a spus că e ceva foarte grav și trebuie operație. Se pare că, Doamne, a vrut să avem o vacanță de asta, că noi n-am fi luat 3 zile libere niciodată, dacă nu era vorba despre un control medical. Acum că a trecut peste momentul nefericit, Laura radiază de fericire alături de partenerul ei, Ionuț Ghenu, și parcă este și mult mai îndrăzneață în ceea ce privește stilul vestimentar. Îmbrăcată cu o salopetă albă, cu un decolteu adânc, vedeta a furat ochii tuturor celor prezenți la eveniment. Artista are o armată de stiliști care au grijă ca fiecare apariție a sa să fie din ce în ce mai provocatoare. Atunci când ai foarte multă treabă, ai nevoie de oameni să te organizeze, oameni să te ghideze, oameni, pentru că eu nu mai am timp de nimic. Vorbesc serios, adică eu nu am timp nici să mă duc să-mi cumpăr un tricou. Acum că toate problemele din viața ei au dispărut, nu putem să nu ne întrebăm dacă Laura s-a hotărât în sfârșit să facă pasul cel mare, acela de a deveni din nou mireasă. Am obrajii roșii și mi-arde fața de la cât de multă lume m-a întrebat asta. Îmi este rușine să mai primesc întrebarea asta, nu mai am niciun răspuns disponibil. Care să fie și o să ajung să fiu un roboțel care va răspunde, o să fie la un moment dat, nu ne grăbim, nu avem de ce, n-am ce să-mi răspund. Ne dorim asta, am vorbit despre asta, am fost cerută ca la carte, am mai spus asta, vedem acum, mai e. Nu se știe niciodată ce îți rezervă viața. Noi ne dorim ce e mai bun și mai frumos pentru noi. A dat puțin viața cu mine de pământ și nu mai, nu știu, nu mai fac din asta o chestie, nu știu, cum fac fetele.